cum să vin eu la Salina Turda și nu observ sala de teatru, cinema, concerte și tot ce vrei. Am coborât pe scările astea amețitoare, pe câteva etaje, am mers sus pe coridorul acela și tot de sus am observat caruselul, care chiar funcționează. Și toate astea sub pământ, la nu știu ce adâncime. Și aici târnă țurțurește de sare. Au pus și brad, că e a 5-a zi de an nou. Acolo au și bufet, dacă vrei. Și tot felul de servicii. Și am văzut undeva de sus și un lac cu bărcuțe, dar acum nu-l mai observ, cred că încă mai jos undeva. Cu $10 dacă ești matur și vreo $5 pentru copii, poți să intri să vezi nebunia asta. La Turda, lângă Cluj. Oho, deci aici nu-i toată mina. Jos încă mai este gaură. Liftul încă mai duce nu știu unde. Nebunie nebunească. Numai să nu scap telefonul și să nu mă apuc și am țelile. Da, uite, lacul e jos cu bărcuțele. Mina de sare de la Turda. Îndrăzniți să vizitați. Ca să nu ziceți cum am zbârșit, am coborât și în mina asta cu apă și am urcat pe podul de lemn să vă arăt bărcuțe. Nelipsitul tricolor din mijlocul bălții. E ciudat, tot pare lucios, dar nu-i lunecos. Nici lemnul, nici sare de sub picioare. Probabil dacă ar fi cu apă, ar luneca, dar așa. O barcă liberă. Pardon? Interzis să desenez, dar unii au avut timp să fac și așa desene. Complicate. Deci să nu veniți cu mâncare, că degeaba, nu-i voie să o consumați. Și ce îmi părea mie că era bufet mai sus, era magazin de suveniruri. Nu știu dacă este mai adânc de atât, dar sus te apuc amețelile. Acolo eram la balconul acela și prima dată am văzut de sus, de sus, cred că. Sau de acolo, de la piciorul liftului. Am coborât pe jos. O plimbare cu barca. Prin lacul subteran. Nu știu cum îl cheamă, dar cam așa arată. Eu mă duc într-o poată. Vreme, te-ai dat tot la vreme. Dar să mă uit pe urmă, abia am pornit. 20 de minute cu 20 de lei. Maxim 3 oameni în barcă te lasă. Nu ne trebuie leac mai așa, da? Ai gustat-o, da? A, apa de sus îi se arată, da, dar asta din lac nu prea. Și ne băgăm pe sub cor. Nu ajungem
primii la finish. Da, a fost o aventură memorabilă. Atenție că dacă veniți la amiază, o să stați la coadă, la lifturi, de urcat. La coborât sunt puțin, dar la urcat sunt foarte mulți.